O femeie și-a ucis soțul într-o transmisiune live pe Facebook. Aceasta a filmat cu telefonul mobil întreaga ceartă pe care a avut-o cu partenerul său. Femeia în vârstă de 28 de ani a fost arestată. Aceasta este acuzată că și-ar fi împușcat soțul în casa lor în dimineața zilei de sâmbătă 25 martie. Autoritățile au precizat că momentul în care bărbatul în vârstă de 28 de ani a murit împușcat a fost transmis în direct pe Facebook. Deși camera era îndreptată spre tavan în momentul crimei, în filmare se poate auzi o ceartă urmată de o împușcătură bruscă. După sunetul de armă se aud vocile a două femei care țipă și strigă după ajutor. Apoi se aude un copil plângând. Filmarea a fost întreruptă la scurt timp. Se pare că cei doi soți s-au certat destul de rău înainte de incident, precizează poliția conform Mirror. Femeia s-a certat cu soțul ei pentru că el intenționa să plece de acasă. La un moment dat, ea a pornit telefonul și a transmis în direct discuția prietenilor ei pe Facebook. Serviciile de urgență au sosit ulterior la fața locului și l-au declarat mort pe bărbat. Femeia a fost preluată de poliție fiind arestată. Telefonul fusese aruncat pe jos, iar apoi s-a auzit împușcătura, a precizat șeriful care se ocupă de caz. Un pistol de 9 mm a fost recuperat de la fața locului împreună cu alte probe potrivit poliției. Existau antecedente de violență domestică între Brown și victimă. Aceasta a fost o crimă tragică și fără sens, iar gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia victimei. Din fericire, acesta este în custodie și așteptăm cu nerăbdare ca sistemul de justiție penală să o tragă la răspundere. A mai adăugat șeriful. Ancheta este în curs de desfășurare, relatează știrile ProTV.ro.